Toate solicitările cetățenilor au fost scrise de mine, da? Au fost discutate, s-au găsit soluții, ca spre exemplu, să știți cea mai întrebată, întrebarea care se repeta în orice localitate, în sate mici, mari, chiar și într-o regiune a municipiului Bălți, este Bălțul Nou. O regiune, oamenii dădeau întrebări, domnule Sate, știți să facem cu farmaciile, că oricum trebuie să merg în centrul raional cu rutiera ca să-mi cumpăr un citramon sau... Dar adică... asta chiar e o problemă. În Chișinău, la tot colțul, dar în localități... Domnule Коза, uitați-vă, eu deja am găsit și soluția și prezentarea soluției să aibă loc numai târziu de 2-3 săptămâni. Dar sper să... La care cameră? Nu. La asta, da? Deci, uitați-vă, merge vorba de un complex, un terminal, care le vedeți prin mall-uri, prin aeropoarte, unii poți cumpăra astăzi o cafea, bomboane, sneakers-uri. Aici merge vorba de un terminal produs într-un stat UE, cu 100 de cele mai necesare medicamente. Adică de ce are nevoie omul la țară. Și vă dați seama, dacă aceste terminale vor fi instalate în fiecare primărie din țară, cu 100 de medicamente cele mai necesare, din cauza că farmacia trebuie să aibă minimum 100 de metri pătrați, prima. Doi, să aibă un farmacevt la lucru. Iar, deci, prețurile vor fi... condiții... Da, prețul la medicamente în aceste terminale, farmacii electronici, cum eu le numesc, va fi minimum cu 20% mai mic decât în farmaciile din țară. Va fi de stat sau privat? Privat sau de stat? Deci, eu consider că trebuie să fie de stat, deoarece este o direcție foarte importantă, dar să nu se primească așa cum am pățit-o acum cu laboratorul, când am venit din Arabile Emirate Unite. Dacă vreau să vă întreb, unde este laboratorul? Dar eu am declarat că laboratorul să fie maxim într-o lună jumate acasă. Deci eu nu am vrut să mă implic în afaceri de genul ăsta, deoarece nu le-am avut niciodată în viață. Ca să înțeleagă telespectatorii, laboratorul în care poți să testeze. Da, poți face testele PCR și antibody, testele de anticorp. Unde astăzi prețurile în laboratoarele private sunt între 700 și 800 de lei. 800 de lei. Și în acest laborator, care împreună cu o companie de stat foarte puternică din Arabile Emirate Unite, deci testul PCR va costa 400 de lei, deci în 2 ori mai ieftin decât sunt la toate laboratoarele cu o capacitate de a produce aceste teste mai multe. Și, ok, și unde deschideți dumneavoastră? Deci laboratorul o să fie în Chișinău, mă gândeam să-l pun în Bălți, dar deoarece majoritatea lucrătorilor medicali care vor lucra în acest laborator sunt în Chișinău, laboratorul o să fie în Chișinău și în timp de o săptămână o să fie deschisă 35 de puncte în toate centrele raionale din Republica Moldova, unde pot veni cetățenii. Centre de colectare a probelor. Promisiune... Dar eu știu, nu, asta nu e promisiune. Știți care e problema? Eu am aflat problema, domnule Козa, deși la noi tot în țară e mai scump, inclusiv la stat. Deoarece, într-adevăr, agenții economici din Republica Moldova, din domeniul medicamentelor și din alte, arată un profit de 15-20%, ceea ce ar însemna că nu încalcă legea. Dar este un lucru important. Tot ce se aduce în Republica Moldova se scumpește prin offshore-uri și, într-adevăr, compania din Republica Moldova, într-un domeniu sau alt, arată profitul 15-20%, parcă nici n-ai pentru ce să-l acuz. Și eu am înțeles deja, nu vă aduceți aminte când scandalul cu ecranele de protecție, când eu le-am găsit în România, m-am înțeles ca... fără rând, deci ca excepție, pentru nu țin minte câte mii de ecrane trebuia să cumpăr cu 1 euro, cu 20 de lei, și la noi statul le procura cu 55 de lei, după declarația mea și calculul cât ar costa un ecran de ăsta în Republica Moldova, ele s-au pierdut pe drum, acele pentru stat. Și problema e care? Că inclusiv Centrul Medici de Familie Bălți, care eu eram bucuros că poate să primească, nu, că Centrul Medici de Familie Bălți, ce mi-e din Bălți, nu are dreptul de a importa, cum au considerat ei. Deci tot e o problemă în medicină